Liga a 4-a, Academia Rapid joacă în această seară ce asalt, meci din etapa cu numărul 10. Puțin mai devreme, Clubul Sportiv al Armatei Steaua reușit să învingă la scor 7-0 AFC Rapid și este provizoriu pe primul loc în clasament. Așadar, Academia Rapid, cealaltă echipă cu acest nume din Liga 4, trebuie să câștige în această seară pentru a reveni pe prima poziție la clasamentului. În acest moment, CSA Steaua 25 de puncte, Academia Rapid 23. Îl vedem pe Daniel Niculae, veteranul echipei și, aș spune, antrenorul din teren, unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria Rapidului, celălalt nume mare, Daniel Pancu, doar în rezervă în această seară, ceva probleme medicale. Daniel Pancu a ieșit accidentat în meciul derby cu CSA Steaua, ultima partidă jucată pe teren propriu de Academia Rapid, acel meci încheiat 1-1. Daniel Niculae, de altfel, a reușit să și marcheze golul giuleștenilor. Un program destul de încărcat în Liga 4, 3 meciuri într-o săptămână pentru Academia Rapid și pentru CSA Steaua, evident, pentru rivalele în lupta pentru promovare în eșalonul al treilea. A fost acel 1-1, apoi Academia Rapid a reușit să învingă în etapa intermediară 3-1 în deplasare cu Progresul Spartak, în timp ce CSA Steaua a învins-o pe Compres la scor de neprezentare 3-0. Iată primul 11 al lui Constantin Schumacher. În poartă Ignat, apoi Cristil, Iacob, Bratu, Mihai Stancu, Olariu, Mitea, Goge, Duriță, Niculae și Bădiță. Rezerve sunt Alex Dumitru, Bărbălău, Matei, Boian, Lădaru și Daniel Pancu. Evident, nu mai e la fel de mult lume ca la partida cu CSA Steaua. A fost o atmosferă superbă care ne-a readus aminte de meciurile, de derbiurile din Liga 1 din urmă cu câțiva ani. Însă e ceva lume și în această seară. Oaspeții de la AFC Asalt cu Stancu, Mocanu, Tecaru, Mihal, Ceatescu, Barbu, Neacșu, Răducă, Băbeanu, Ioniță și Odorogea. Nu sunt evident nume foarte cunoscute în echipa lui Cezar Cojucariu. Vedem cele două echipe. Se pregătesc să iasă de la vestiare în frunte cu Daniel Niculae. Giuleștenii în mare parte păstrată, echipa care remiza cu CSA Steaua la ultimul joc pe teren propriu. Iată și rezervele celor două echipe. A dispărut Daniel Pancu din primul 11 pentru că, așa cum spuneam, s-a accidentat chiar în acea partidă. În continuare, lăsați pe bancă jucători care au evoluat în primele etape ale acestui sezon. Mă gândesc la Alex Dumitru, la Adrian Boian și chiar la Cătălin Bărbălău. Bărbălău, cel care i-a luat locul lui Pancu în meciul cu CSA Steaua și a evoluat foarte bine, de altfel. A contribuit la faza golului reușit de Daniel Niculae cu o acțiune cursivă a giuleștenilor. Imnul Rapidului se aude din nou în Giulești.
constat. E Schumacher a trăit cel la intensitate maximă derbiul cu CSEA Steaua. A fost câteva minute în care nu s-a putut juca, meciul întrerupt din cauza atmosferei incendiare la propriu din tribune. Petarde, fumigene, un întreg arsenal folosit de fanii Rapidului. Au fost însă și aproape 1000 de suporteri celor de la CSEA Steaua la derby. S-au schimbat ceva amabilități ca de obicei în astfel de confruntări, dar până la urmă una peste alta atmosfera a fost foarte, foarte frumoasă, fără incidente majore. Îl vedem și pe arbitrul Mihai Ene, cei doi capitani la mijlocul terenului, Daniel Nicolae și Marian Tescu. Și ca să fie o asemănare cu partida dintre Academia Rapid și CSEA Steaua, îi vedem pe cei de la FCA Salt îmbrăcați în echipament roșu-albastru. De altfel, mulți dintre membrii, dintre componenții echipei s-au declarat fani ai Stelei. Un motiv în plus ca duelul dintre cele două să fie unul aprig. Oaspeții din Giulești vor avea lovitura de start în această partidă. Începe așadar Academia Rapid, AFC Salt, meci din etapa cu numărul 10 în Liga a 4-a. Prima minge pentru Marian Tescu, este un fost junior al Rapidului. A pierdut greu acea Salt etapa trecută, 2-4 cu tricolor. Joacă meciurile de acasă pe stadionul Electromagnetica. Porecla celor de la Salt pasnicii, tocmai pentru că printre sponsori se află și o firmă de pază. Recuperare pentru moment a lui Adrian Mitea, revine în posesie oaspeții. Iulian Neacșu reprimește de la Tescu și o minge trimisă în afara terenului. A fost Ștefan Olariu cel care a respins. O intervenție a lui Doru Bratu, un meci destul de slab făcut de Doru Bratu în partida cu CSEA Steaua. El a făcut hands-ul din care Predescu a deschis scorul cu o scăriță de efect. Tot Bratu și-a lăsat echipa în 10 în repriza secundă după ce a văzut al doilea cartonaș galben, primul chiar la faza penaltiului. Norocul giuleștenilor a fost că superioritatea numerică a celor de la CSEA Steaua a durat mai puțin de un minut, pentru că și Predescu a fost imediat eliminat tot după două cartonașe galbene. O pasă lungă și precisă pentru Duriță, cu exteriorul încearcă să-i trimită lui Daniel Nicolae. Aplaudă veteranul Rapidului. Lateralii Rapidului, Stancu și Cristil, au urcat destul de puțin în meciul cu Steaua. Au trebuit să facă faza defensivă, n-au putut să urce foarte mult și să trimită centrări utile. Stancu, de altfel, o surpriză plăcută, un fundaș care a arătat reale calități în acest debut de sezon în Liga 4-a.
fundașul stânga al celor de la Academia Rapid. Daniel Niculae joacă giuleștenii cu pase din prima. Iese Cezar Stancu aici și ajunge înaintea lui Ștefan Olariu. De la Mitea pentru Stancu. Să dată un pic cam în spate, a și alunecat Daniel Niculae. Se descurcase bine Andrei Bădiță. Pasa a venit un pic cam în spate. Da, continuă acest joc rapid cu pase din prima al giuleștenilor. Mingea a trecut și pe la Goge. Poate cel mai constant jucător al Academiei Rapid până acum. Goge. Și el un jucător cu experiență. Ultima oră la Luceafărul Oradea. Ne amintim însă și din meciurile jucate la Brașov. De la Doru Bratu. De la Iacob pentru Doru Bratu, aici o minge bâlbuită de defensiva oaspeților, recuperează giuleștenii. Bună pasă pentru Daniel Niculae, aflat în offside însă. Marius Duriță a fost cel care a pasat, vedem acum, este offside. Însă destul de ezitanți fundașii lui Cezar Cojucariu. Firesc și emoție, sunt jucători tineri, nu e ușor să joci pe Giulești într-o asemenea atmosferă, chiar dacă spuneam nu sunt la fel de mulți spectatori ca la meciul cu Steaua. Și tribuna oficială. Am văzut și pe Ovidiu Burc acolo, managerul echipei. Daniel Niculae președinte, Daniel Pancu director tehnic, Ovidiu Burc manager, Constantin Schumacher antrenor. A faultat Cătălin Mocanu. Apărare avansată a giuleștenilor. Spinsă Bratu, preia Iacob, este faultat, lasă bine aici Mihai Enes jocul să continue. A respins Hodorogea. Pasă lungă pentru Ștefan Bobeanu, a ieșit din poartă Ignat. Vlad Ignat, goalkeeperul de 21 de ani al Academiei Rapid, a fost 2 ani în Spania la juniorii lui Valladolid, trecut apoi la Dinamo. Un meci pentru el la Naționala sub 19 ani a României. Fluieră din nou Mihai Ene, posesie pentru oaspeți. Minutul 8, deocamdată nicio ocazie mare. Academia Rapid domină, firesc. Mare favorită echipa lui Schumacher și spuneam are mare nevoie de victorie pentru a reveni pe prima poziție în clasament. Bună această pasă pentru șutul lui Mihai Mihalcea.
Mingea s-a dus pe lângă poarta lui Ignat, însă o fază bună. Pasa pentru Mihal, ce a venit de la Bobean. Locul 5 înaintea acestei etape pentru AFC Asalt. Un meci mai puțin disputat. Sportul s-a retras, pentru că toate meciurile au fost anulate. Tocmai de aceea, Academia Rapid, după acest meci, va avea din nou o partidă în plus. Peste trei etape va sta Academia Rapid, 1-0 pentru Giuleșteni, gol marcat de Andrei Bădiță în minutul 9. Un cadou făcut de defensiva celor de la Ceasalt. N-a stat pe gânduri, Bădiță a șutat direct. Ce greșeală însă, și nu e prima. În centrul defensivei oaspeților, greșeală mare a lui Mocan. Centrarea a venit de la Stancu. Gafa lui Mocanu și reluarea lui Andrei Bădiță. N-a nicio șansă pentru Cezar Stancu. La prima minge pe spațiul porții, giuleștenii reușesc să deschide scorul. Încă o acțiune frumoasă, nu mai greșește de această dată Mocanu, ultimii din afara terenului. Trădat de defensivă, Cezar Stancu. E adevărat, și execuția lui Bădiță a fost una foarte bună. Rămâne însă marea greșeală a lui Cătălin Mocanu. Lovitură de colț pentru Rapid. Goge către bara a doua. Luftează Alexandru Iacob. Același Iacob cu pasă la Goge, preluarea este bună, vine și centrarea, sare pe suminge, Daniel Niculae se dă însă lovitură de la 11 metri. La mai puțin de 2 minute de la golul reușit de Bădiță, Daniel Niculae scoate o lovitură de la 11 metri. De data aceasta centrarea a venit din flancul drept de la Goge. Pare să fie o mână acolo pusă pe Daniel Niculae. Centrarea cu piciorul stâng al lui Goge. Și reușirea de 2-0. Același Goge trimite perfect lângă bară. S-a aruncat în direcția opusă Cezar Stancu. Mai puțin de un sfert de oră. Două goluri reușite de Academia Rapid prin Bădiță și Goge din penalti. Experiența lui Daniel Niculae pusă încă o dată în valoare. N-a fost foarte concludent reluare, dacă într-adevăr se impunea penalti, o mână, și spuneam, experiența lui Niculae, care a simțit că poate obține acea lovitură de la 11 metri. Recuperarea lui Stancu. ...30 de goluri marcase Academia Rapid până această partidă. 30 de goluri marcate, 3 primite. Al doilea atac după cei de la CSEA Steaua. De altfel, CSEA Steaua are și cea mai bună apărare, cu doar 2 goluri primite.
Joacă la offside cei de la Salt și nu o fac deloc bine. Am văzut surprinși puțin mai devreme încercarea de șut a lui Goge. Nu le iese jocul la offside oaspeților. Încă o dată faza cu un pic cam ușor acordată această lovitură de la 11 metri. Cel care a pus acolo o mână pe Daniel Iculae a fost Ionuță. Codorogea mută jocul în flancul drept. Bine intervine Stancu. Mingea ajunge la Adrian Mitea. Daniel Iculae din nou în poziție regulamentară. Încearcă un lob de efect, însă Stancu reușește să prindă. A fost 13-0 în primul meci al sezonului jucat pe acest stadion de Academia Rapid cu Progresul 2005, la felul cum decur lucrurile în acest prim sfert de oră. Felul în care arată defensiva oaspeților, am putea avea din nou un scor foarte mare. Alunecă și apoi pune mâna pe minge Iulian Neacșu. Schimbare de direcție acum a lui Mitea. Așteaptă din nou în careu Daniel Iculae și a făcut însă mingea prea lungă Mihai Stancu. E totuși repunere pentru giureșteni. Goge. Aruncare însă de la margine greșită. Și recunoaște Stancu. Mingea ajunsese la Goge, dar arbitrul fluierase deja. Dacă la Stancu nu e niciun dubiu, e titularul de drept în flancul stâng al defensivei. Surprinde oarecum lăsarea pe bancă din nou a lui Adrian Boian, celălalt flanc. Nu a jucat nici cu CSEA Steaua, după ce fusese titular în primele 7 etape. Preferat în continuare Costin Cristil în flanc. Acum centrare în fața porții. A încercat o reluare spectaculoasă Goge, apoi șutul lui Daniel Iculae. Fiecare minge trimisă în careul oaspeților duce mare pericol la poarta lui Stancu. Goge și Daniel Iculae trec pe lângă golul de 3-0. Centrarea a venit de la Ștefan Olariu. A avut Daniel Iculae câteva ratări incredibile în acest sezon. E adevărat însă pe de altă parte că a contribuit în multe meciuri decisiv la succesele giureștenilor. Omul care trage echipa după el dă încredere. Stancu, bună intervenția. Mingea rămâne însă la oaspeți. O încercare de șut de la distanță. Să spunem că ar fi primul șut pe spațiul porții trimis de cei de la Sal. Fost execuția lui Marian Nătescu. Spuneam, fost junior al Rapidului.
Goge, Daniel Niculae vine mult în spate, lovit aici. Până la urmă se împacă cu Ioniță. Bună și această pasă, șansă de 3-0. Iese neinspirat Cezar Stancu, ajutat de Pecaru. Iată faza cu Duriță, trece de un adversar, apoi dă mingea pe lângă Stancu. Intervenție de ultim moment a lui Tecaru. Goge. Minge respinsă în față de Stancu la șutul lui Daniel Niculae. Urmă preluarea paralel cu linia porții, primite Marius Duriță. Minutul și ocazia la poarta lui Cezar Stancu. Acțiune plecată de la Goge și apoi șutul lui Daniel Niculae. A încercat să găsească veteranul Rapidului colțul lung. Fault în atac dictat aici de centralul Ene la intervenția lui Andrei Bădiță. Câteva momente de respiro pentru încercata defensivă a oaspeților din Giulești. AFC Asalt condusă cu 2-0 după 20 de minute. Bădiță și Goge din penalti. Au mai fost însă și alte ocazii mari la poarta lui Cezar Stancu. În zona centrală dă drumul repede la minge Mitea. Bolariu pentru Daniel Niculae, mai departe la Duriță. Iese Stancu și prinde din fața lui Ștefan Olariu. Foarte greoi fundașii echipei lui Cezar Cojocariu. Noroc cu intervenția lui Cezar Stancu aici. Loro Bratu. Cezar Cojocariu, antrenorul oaspeților, a început ca secund la Unirea Tricolor, pe ce Tricolor în urmă cu 3 ani. În coieșirea portarului Cezar Stancu și o minge trimisă direct în tribună. Goge. Anion ridicat de la margine, offside la Olariu. Foarte entuziasmat Ovidiu Borcă de proiectul Academia Rapid. Obiectivul clar, promovarea în fiecare an până în Liga 1 în 2020.
Daniel Niculae, poziție regulamentară, bună preluarea, nu și șutul. Va fi totuși corner, minge respinsă, deviată de Cezar Stancu. Apărare avansată, nesigură, însă dintre fundașii centrali e celor de la FC Asalt a plecat. Daniel Niculae. Două ocazii mari ratate de Daniel Niculae, singur cu portarul. Entuziasm prea mare aici lui Ștefan Olariu, care își lovește adversarul direct. Săritură, se ridică, însă poate continua Adrian Barbu. Stancu, Goge, la limita offside-ului am așteptat Bădiță. Acum Iacob, însă plecase de mult din acea zonă Cristil. Încearcă să se facă auzite Schumacher. Acum cât de cât se poate face auzit, nu se putea la meciul cu CSEA Steaua. Superbă, încă o dată trebuie remarcat, superbă atmosfera de la derbiul dintre Academia Rapid și CSEA Steaua. Nu avea pur și simplu loc să spunciuna, cu excepția peluzei, spectatul Giulești, care nu poate găzdui spectatori. Ocazie încă o dată pentru Daniel Niculae. Minutul 26, a treia șansă importantă pentru Daniel Niculae, după acțiunea lui Goge. Spinge din 6 metri, Tecaru, minge ținută în joc, evite cornerul, însă nu și repunerea de la margine pentru Giuleștean și de la FC Asalt. Asalturi la poarta celor de la FC Asalt. Nu reușește să iasă din propria jumătate, nu reușește să țină de minge. Și e un scor mic la cât au ratat giuleștenii în aceste 27 de minute. Goge execută slab, respinge Barbu. Fanion ridicat de la margine, la pătrunderea lui Mihalcea. Am avut senzația inițial că a plecat din propria jumătate Mihalcea. Și evident nu ar fi trebuit ridicat Fanionul, însă am văzut pe reluare, era un metru în jumătatea Rapidului. Nu numai că atmosfera a semănat meciul dintre Academia Rapid și CSEA Steaua cu cel din urmă cu 11 ani, din sfertul Cupei UEFA, ci și ca desfășurare. Și atunci Steaua a condus cu 1-0 și Rapidul a reușit să egaleze. În urmă cu 11 ani, steliștii au avut câștig de cauză în dublă manșă, tocmai grație golului marcat pe Giulești. Să vedem ce se va întâmpla acum în duelul dintre echipele care se consideră continuator.
continuatoarele cluburilor de tradiție Rapid Cisteaua. Am spus-o însă și la meciul cu CSEA Steaua, aceste partide din sezonul regulat contează mai puțin. Important e ce se va întâmpla în play-off, în condițiile în care echipa care câștigă sezonul regulat pleacă doar cu un punct avans față de a doua clasată. Ocupanta locului 3, un punct, niciun punct pentru ultima prezentă în play-off, echipa de pe locul 4. Încă o șansă de 3-0 pentru Academia Rapid, încă o dată offside. Goge îi spune centralului Ene că nu a fost. Altruist aici a vrut să fie Mitea. Pasă pentru Goge cu poarta goală în față. Adevărat bulevard centrul defensivei oaspeților. O apărare cu trei fundași, sunt foarte lenți, încearcă acest pas la offside care nu le-a ieșit mai deloc. Daniel Niculae, din nou luat destul de tare, atacat de Adrian Barbu, deci ajunge la Iacob, încă o pasă lungă pentru Ștefan Olariu. Ajunge primul la minge Mocanu. Iacob, Bratu se descurcă elegant. Stăteau la pândă Bobeanu și Marian Tescu, însă Bratu a judecat foarte bine faza. Luată în brațe pur și simplu Mitea. Puține faulturi. Goge îl întoarce pe Daniel Niculae mai departe pentru șutul din prima a lui Mandrei Bădiță. Se joacă giuleștenii cu ocaziile. Iacob i-a făcut semn lui Ignat să iasă la această minge, oricum n-ar fi ajuns Mariantescu. O să o pasă prea lungă. Goge ajunge în celălalt flanc. Cred că ar fi trebuit să lase pentru Bădiță. Bădiță nu cred că era în offside. A așteptat asistentul să vadă care jucător urmărește mingea. Să vedem dacă... Da, cu siguranță Bădiță nu era în offside, nici Goge nu mi s-a părut totuși. Faultul lui Stancu, am trecut de minutul 30. Scorul de pe tabelă nu reflectă fidel ceea ce s-a întâmplat pe teren. Putea fi lejer 5-6-0 pentru Academia Rapid dacă luăm în calcul doar ratările lui Daniel Niculae. Mihai Mihalcea. Cristil cu recuperarea. Iacob, minge trimis între Daniel Niculae și Andrei Bădiță.
Stil faultează. Stă câteva secunde mingea și în jumătatea celor de la Academia Rapid. Deocamdată a șomat Ignat, n-a avut nicio minge cât de cât periculoasă la poarta sa. Daniel Niculae, Ignat își prelungește, însă prea mult mingea, Stancu, Mihai Stancu, a fost cel lansat de Daniel Niculae, însă nu a ieșit preluarea fundașului stânga al Rapidului. Trebuie din alunecare aici Andrei Bădiță, recuperează din nou foarte repede Giuleștenii Mitea. Pentru Goge, din nou Fanionul rămâne jos, aici nu mai e vorba de offside și este 3-0 pentru Academia Rapid. Cu câtă lejeritate îmi scapă Giuleștenii pe aceste pase pe culoar. Sinucigași jocul defensivei celor de la FC Asalt. Diferență mare de valoare. Acțiune plecată de la Mitea, în poziție regulamentară, Goge pasează pentru venirea lui Marius Duriță cu poarta goală în față, n-avea cum să se rateze. Mitea, Goge, Duriță, traseul la faza golului de 3-0. Bădiță, Goge din penalti și Duriță, marcatorii Rapidului în cele 35 de minute din această partidă, contând pentru etapa a 10-a. Academia Rapid va reveni pe primul loc al clasamentului, nu se pune problema învingătoarei, ci a scorului în această seară. Pentru câteva ore cei de la CSEA Steaua au fost pe primul loc, însă CSEA Steaua are un meci mai puțin. Daniel Niculae pare să se fie accidentat. Mitea, aceeași apărare avansată a oaspeților. Goge, aici chiar nu cred că a fost offside. Reacția lui Goge la panionul ridicat de Bada, cred că are dreptate asistentul. Stancu, în duel cu Ștefan Bobeanu, scoate lovitura liberă în mijlocașul oaspeților. Am văzut și fanii giuleșteni de la Peluza din spatele porții lui Ignat. S-a lăsat cu ceva pagube după meciul cu CSEA Steaua, foarte multe scaune rupte în sectorul fanilor Stelei. Pe de altă parte, conducerea Rapidului a recunoscut că au fost încasări substanțiale după acea partidă, un profit undeva la 25-30 de mii de euro pentru bugetul unei echipe de Liga 4 înseamnă enorm. Aici
spaniolul rămâne jos, Daniel Niculae, Daniel Niculae driblează portarul și marchează cu o stăriță de efect. După patru ratări uriașe, Daniel Niculae reușește să marcheze și aș spune că marchează din cea mai grea poziție pe care a avut-o, pentru că și-a închis destul de mult unghiul aici, după ce l-a driblat pe Stancu. Cel mai frumos gol de până acum reușit de Daniel Niculae. Ce frumos trimite un unghi extrem de dificil, o scăriță, încearcă să intervină în ultimul moment, dar nu izbutește Tecaru. Cristin urcă și să vedem dacă ajunge la această minge, da. Și da, cele din urmă faultează. Sparring partner în această seară, cei de la AFC Asalt pentru Academia Rapid. Poate că giuleștenii se așteptau la o replică ceva mai bună, totuși o echipă aflată pe poziția 5-a în clasament. Au întâmpinat dificultăți mai mari cu Compress, o echipă din a doua jumătate a clasamentului, aș pune din coada clasamentului, în acele singure puncte pierdute de Rapid, 0-0 de plasare. Poftă mare de joc a lui Daniel Niculae, care agață și această minge. Niculae continuă de unul singur, așteaptă demarcarea lui Andrei Bădiță. Goge, Daniel Niculae, din el iese mingea în afara terenului. Daniel Niculae cu două reușite și etapa trecută, victoria cu 3-1, în deplasare cu Progresul Spartak. Celălalt gol în contul lui Bărbălău, astăzi rezervă. Da, probabil că Daniel Pancu nu va intra, nu va forța, are probleme medicale la acest scor. Nu are rost să forțeze. Greșește Goge, însă recuperează repede Marius Duriță. Iacob și acum Doru Bratu. Elocvent pentru ceea ce s-a întâmplat în această primă repriză și pentru fragilitatea defensivei oaspeților. A fost golul din minutul 35. Trei jucători ai Rapidului au scăpat atunci singur cu portarul la reușita simplă a lui Duriță. Lovitură liberă, cam 22-23 de metri lateral dreapta de poarta lui Ignat, care așează zidul din patru jucători. Mihai
Mihai Mihalcea probabil va executa, nu, sare peste minge, șutul este bun, gol superb reușit de cei de la AFC Asalt. La chiar prima, nu, a fost a doua minge pe spațiul porții lui Ignat. Cred că Adrian Barbu a fost cel care a șutat, nu? Este Ștefan Băbeanu, a sărit peste minge Mihai Mihalcea și Băbeanu trimite superb. Spuneam de golul lui Daniel Iculae, cel mai frumos al partidei, concurat aici de această execuție a lui Băbeanu. Daniel Iculae pentru Andrei Bădiță. Da, am văzut multe meciuri în acest sezon de Liga 4-a peste nivelul acestei ligi. Academia Rapid CSEA Steaua, aș spune că a rivalizat cu meciuri din Liga a doua, dacă nu chiar cu cele din Liga 1 din acest sezon, păstrând proporțiile. Au fost și ajutați de atmosfera senzațională din Giulești jucătorii celor două echipe la derbiul acestui tur și al campionatului. În parte cartonașe galbene centralul Ene aici, Adrian Barbu și Duriță, cei avertizați. Suntem în prelungirile primei reprize. Probabil că va lăsa și această lovitură liberă centralul Ene. Vine Daniel Niculae, bate, trimite în spate la Iacob. Duriță, Doru Bratu, preluarea lui Mitea se uită în careu, ezită să centreze. O face acum Stancu, însă prin spatele porții și se aude ultimul fluier al arbitrului în această repriză. În Giulești, în etapa cu numărul 10 din Liga a 4-a, Academia Rapid, AFC Asalt 4-1. Bădiță a deschis scorul, apoi Goge a transformat un penalti obținut de Daniel Niculae. Au marcat apoi Duriță, minutul 35, și Daniel Niculae, minutul 39, cu un loc perfect. Pe final de repriză...